Bună ziua, sunt Sorina Stoian și mă bucur să ne reauzim pentru a parcurge împreună materialul ce se referă la rezolvarea unei ecuații în Z. Competența vizată de acest material constă în redactarea etapelor de rezolvare ale unei inecuații pe mulțimea numerelor întregi. Mai întâi, haideți să stabilim ce este o inecuație. O inecuație reprezintă o inegalitate în care apare un termen necunoscut, notat de obicei cu X sau Y. Însă asta nu înseamnă că nu putem nota termenul necunoscut cu alte litere A, B, M, N. Acest termen necunoscut se numește, evident, necunoscuta inecuației. O inecuație are soluții întregi, pentru că vorbim de inecuații pe mulțimea numerelor întregi. Soluția unei inecuații reprezintă valoarea necunoscutei pentru care inegalitatea este verificată. O inecuație poate avea o infinitate de soluții, o singură soluție sau un număr finit de soluții, și, bineînțeles, nicio soluție, adică mulțimea vidă. Pentru a rezolva o inecuație, trebuie să separăm termenii necunoscuți de termenii liberi, să efectuăm calculele reducând termenii de același fel și, în final, să precizăm mulțimea soluțiilor inecuației. În primul exemplu ales, vom preciza care dintre soluțiile indicate în tabelul alăturat verifică inecuația din stânga tabelului. Așadar, am ales 5 inecuații și pentru fiecare dintre ele câte 3 soluții. Pentru a verifica care dintre aceste numere întregi respectă inegalitatea dată de inecuație, trebuie să înlocuim x-ul pe rând cu aceste valori. Dacă înlocuim x-ul cu minus 2, ne va da minus 2 minus 2, adică minus 4, care este mai mic decât minus 2. Deci minus 2 verifică. 3 nu mai verifică, deoarece 3 minus 2 este 1 și 1 nu e mai mic decât minus 2. Și nici 1 nu verifică, deoarece minus 1 nu este mai mic decât minus 2. În mod analog, procedăm la celelalte 4 inecuații și observăm că dacă înlocuim cu 0, ne va da 3 mai mic decât 5. 2 și 3 nu verifică inegalitatea. La inecuația 3, dacă înlocuim cu minus 4, minus minus 4 ne va da 4 plus 4, 8, care este mai mare decât 7. Atenție că minus 3 nu verifică, deoarece 3 plus 4 este egal cu 7, nu este mai mare. Iar 3, bineînțeles, minus 3 plus 4 ne dă 1. La inecuația 4, 1 înlocuit x-ul cu 1 ne va da minus 2, care este egal cu minus 2. Dacă înlocuim cu minus 1, ne va da mai mare decât minus 2, deoarece obținem 4. Și dacă înlocuim cu 2, vom obține minus 6 plus 1, adică minus 5, deci 2 verifică inecuația, iar în cadrul inecuației 5, dacă înlocuim cu minus 3, vom obține un număr mai mic decât minus 1, dacă înlocuim cu minus 2, de asemenea, iar dacă înlocuim cu minus 1, vom obține egalitate. Minus 5 plus 4 ne dă exact minus 1. Așadar, am stabilit care dintre cele trei valori indicate în tabel verifică inecuația. În ceea ce urmează, vom vorbi despre trei tipuri importante de inecuații pe Z. Inecuațiile de forma x plus a mai mica 0, respectiv a x mai mica b, pe care le rezolvăm și obținem în cazul 1x mai mic decât minus a și în cazul 2x mai mic decât b pe a. Atenție, dacă a e negativ, inegalitatea se schimbă, devine x mai mare decât b pe a. Sau, mă rog, semnele inegalitățile echivalente, mai mare sau egal, mai mic sau egal.
Al doilea tip de ecuație, de inecuație, este inecuația ax plus b mai mic decât 0, în care x e mai mic decât minus b pe a, cu aceeași observație, dacă a e negativ, se inversează inegalitatea și inecuații de forma x plus a pe lângă x plus b mai mic decât 0 sau mai mare decât 0, în care trebuie să luăm toate cazurile posibile în funcție de regula de semn de la înmulțirea numerelor întregi. Însă, pentru a înțelege mai bine aceste inecuații prezentate la nivel teoretic, vă propun să rezolvăm împreună următoarele exerciții. Primul exercițiu constă în rezolvarea inecuației x minus 7 mai mic decât minus 12. Deci, primul pas este să separăm termenii necunoscuți de termenii liberi. Îl trecem pe 7 în partea dreaptă cu semn schimbat, adică plus 7. X mai mic decât minus 5. Dar x era număr întreg. Deci rezultă că x aparține acoladă. Toate numerele mai întregi mai mici decât minus 5. Deci puncte, puncte. Minus 7, minus 6 și atât. Că este inegalitate strictă. Exemplul 2. 2x mai mare decât minus 24 înseamnă x mai mare decât minus 24 supra 2, adică x mai mare decât minus 12. Dar x este număr întreg, deci x aparține mulțimii formată din numerele întregi mai mari decât minus 12, adică minus 11, minus 10, puncte, 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 până la plus infinit. În cadrul exemplului 3, x e mai mic sau egal decât minus 19 pe 7. X este număr întreg, deci trebuie să considerăm ca și soluții toate numerele întregi mai mici decât minus 19 supra 7. Minus 19 supra 7 este minus 2 și ceva, adică numărul întreg mai mic este minus 3. Dar sunt bune toate numerele întregi mai mici decât minus 3, adică puncte, puncte, minus 4, minus 3. Minus 3 este cel mai mare număr întreg care verifică această inecuație. Ecuația 4. Separăm termenii 2x mai mare sau egal decât minus 4, minus 1, minus 3, deci x mai mare sau egal împărțim cu 2 decât minus 2. Dar x este număr întreg, deci x aparține de la minus 2, minus 1, puncte, puncte, până la plus infinit. Am precizat în cadrul exercițiilor teoretice anterioare următorul aspect. Ce se întâmplă dacă coeficientul lui x e negativ? Și atunci, haideți să luăm unul dintre aceste patru exemple în care coeficientul lui x să fie negativ. De exemplu, inecuația 2. Și să scriem la inecuația 2 să o transformăm astfel. Minus 2x mai mare decât minus 24. Deci aici împărțim cu minus 2, împărțim cu un număr negativ și am zis că inegalitatea se schimbă. Deci x e mai mic decât 12. În concluzie, x aparține, puncte, puncte, 10, 11. Deci mare grijă la coeficientul negativ al lui x. În următorul exemplu avem o inecuație puțin mai complicată, însă tot cu coeficient negativ. Haideți să vedem, reușim să o rezolvăm? Minus 3x mai mic sau egal decât minus 7. Minus 2, minus 5. Și acum împărțim cu minus 3.
Asta înseamnă că x devine mai mare sau egal decât 7 pe 3. Dar x este număr întreg, deci x aparține de la 3, 4, puncte, puncte. 7 pe 3 e 2, deci cel mai mic număr întreg care verifică inecuația este 3. Inecuația 2 este o combinație. 3x plus 4 mai mic decât 5 și minus 2x minus plus 5 mai mic sau egal decât 9. Aici trebuie să rezolvăm fiecare inecuație separat. 3x mai mic decât 1, x mai mic decât 1 pe 3. Deci x aparține numerelor întregi. În concluzie, x aparține acoladă, puncte, puncte, minus 1, 0. Da? 0 este cel mai mare număr întreg care verifică inecuația. Și acum rezolvăm cea de-a doua inecuație, o scriem în dreapta, minus 2x mai mic sau egal decât 9 minus 5, adică 4, împărțim cu minus 2, x mai mare sau egal decât minus 2. Asta înseamnă că x este număr întreg, deci soluțiile vor fi minus 2, minus 1, 0, puncte, puncte. Soluția 1 și soluția 2 trebuie să le intersectăm. Ne aducem acum aminte de intersecția mulțimilor, pentru că aici spune și. Deci 1 îl intersectăm cu 2. Și luăm numai valorile comune ca și soluții, adică x aparține minus 2, minus 1 și 0. Sunt singurele numerele întregi care verifică ambele inecuații. Și mai avem un exemplu. Exemplul în care x plus 3 pe lângă x minus 5 e mai mic decât 0. În acest caz trebuie să considerăm regula de semn. Un produs ne dă negativ dacă unul din termeni este negativ, iar celălalt pozitiv. Adică avem cazurile minus ori plus și plus ori minus. Așadar, această inecuație se va desface în două inecuații, în două cazuri. X plus 3 mai mic decât 0 și x minus 5 mai mare decât 0, pe care o să îl rezolvăm, x mai mic decât minus 3 și x mai mare decât 5, mergem în paralel, dar x este număr întreg și o să încercăm să scriem direct, deci rezultă că x aparține, care sunt numerele mai mici decât minus 3 și mai mari decât 5. Nu există așa ceva, deci mulțimea vidă. Cazul 2, x plus 3 mai mare decât 0 și x minus 5 mai mic decât 0, adică x mai mare decât minus 3 și x mai mic decât 5, x fiind număr întreg, deci rezultă, atenție aici este și, adică intersecție, da? X aparține mai mari decât minus 3, mai mici decât 5. Minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 și 4. Acestea au fost inecuațiile pe mulțimea numerelor întregi. Vă mulțumesc pentru atenție! La revedere!